Bună seara, stimați telespectatori, sunt Cristian Matei și în această seară voi fi gazda acestei ediții a emisiunii Biserica în Actualitate. Alături de mine, în studioul TV, am deosebită plăcere de a-i avea invitați pe domnul conferențiar universitar dr. Ieremia Rusu, rector al Institutului Teologic Creștin după Evanghelie Timoteus din București, și pe domnul Alexandru Mihăilă, conferențiar doctor în cadrul Universității din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă. Vă mulțumim că ați acceptat invitația de a participa și vă spunem un bun venit! Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii postului de televiziune. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Săptămâna în care tocmai am pășit mai este denumită și Săptămâna Patimilor și reprezintă ultimele zile pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a petrecut pe pământ până la răstignirea sa în ziua de vineri și apoi învierea în prima zi a următoarei săptămâni, duminică. Pentru început, aș dori să prezint o succesiune cronologică a evenimentelor ce s-au petrecut în această săptămână și anume chiar în ziua de ieri, Duminica Floriilor, numită și astfel, este intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Apoi astăzi, luni, blestemarea smochinului de către Domnul Iisus, apoi Domnul Iisus curăță templul din Ierusalim. Următoarea zi, marți, smochinul blestemat se usucă. Mai găsim în Sfânta Scriptură, autoritatea Mântuitorului este contestată de Sanhedrin și Domnul Iisus prezice distrugerea Ierusalimului ce va avea loc chiar în anul 70. Miercuri vedem uneltirea iudeilor împotriva Domnului Iisus, iar Iuda, apostolul Domnului Iscarioteanul, negociază vânzarea Domnului cu preoții. Joia Mare, cum mai este numită, denumită și în poporul nostru, găsim câteva evenimente și anume spălarea picioarelor a ucenicilor de către Domnul Iisus, predica de la cina pascală, instituirea cinei, apoi agonia din grădina Ghețiman, ca în cele din urmă Mântuitorul nostru să fie arestat. Vinerea Mare, găsim în Sfânta Scriptură procesul religios iudeu al Domnului Iisus, trei procese civile romane, drumul crucii, în cele din urmă răstignirea, care a avut loc la 9 dimineața și apoi la 3 după amiaza, moartea Mântuitorului și tot în ziua de vineri înmormântarea. Sâmbătă este a doua zi a Mântuitorului înmormânt, iar duminică, duminica învierii, Domnul Iisus învie din morți, este învierea Domnului Iisus și apoi arătările sale, întâi femeilor și apoi ucenicilor. Această duminică, zi de duminică, zi denumită și Paște, am vrea să vorbim despre această zi specială și pentru început, domnule profesor Alexandru Mihăilă, vă rugăm să ne spuneți de ce această zi a învierii Domnului Iisus este denumită și Paște. Care este legătura dintre aceste două denumiri? Mântuitorul Iisus Hristos înviază, așa cum ați spus, în ziua întâi a săptămânii, una a sâmbetelor, dacă ar fi o traducere motamo, dar știm că deja sâmbete însemna chiar săptămâna, deci în prima zi a săptămânii. Și este chiar o zi specială pe care și creștinii or să o folosească ca o zi de întâlnire și de frângerea pâinii. Mântuitorul Iisus Hristos înviază în această zi de duminică, prima zi a săptămânii, care făcea însă parte din ciclu pascal, corespuns cu ciclu pascal ebraic. Paștele propriu-zis ebraic cădea pe 14 Nisan, deci într-un fel el ține o singură zi, dar în Vechiul Testament el este urmat de o săptămână numită azimelor și prin extensie denumirea de Paște, Pesach în ebraică sau Pascha în aramaică, se referă la întreaga sărbătoare de primăvară. 14 Nisan poate să cadă în orice zi, este ziua în care erau sacrificați miei pascali, era pregătită masa pascală și acest lucru e posibil pentru că evreii foloseau un calendar lunisolar, adică foloseau și la bază mișcarea lunii, ciclul lunii, dar cu ajustări solare, ca anul calendaristic să corespundă și cu cel astronomic.
Au fost, de exemplu, și creștini numiți Quartodecimani, care țineau Paștele creștin, de data asta, învierea Mântuitorului, o țineau chiar pe 14 Nisan. Dar ușor a prevalat celebrarea pascală în biserica primară legată de duminică. Și avem, de exemplu, în Apocalipsă, în primul capitol, denumirea care trebuie să ne dea de gândit. Duminica este numită ziua Domnului. Da. Prima zi a săptămânii. Apare acolo fostam în ziua domnească, fostam în duh și respectivul Ioan Evanghelistul, nu, după tradiție, are viziunea apocaliptică. Faptul că există denumirea de ziua Domnului, ziua domnească, identică cu ceea ce avem astăzi ca duminică, arată că deja pentru primii creștini accentul cade nu atât pe 14 Nisan, indiferent în ce zi ar cădea el, ci mai degrabă pe duminica învierii. Duminica este prima zi a săptămânii. Era prima zi a creației. Deci, într-un fel, noi am putea, înainte de toate, să vedem că această înviere a Mântuitorului Iisus Hristos este o nouă creație. Este ca și cum creația veche a îmbătrânit, iar Mântuitorul, prin înviere, restaurează nu numai umanitatea, ci întregul cosmos. Este o restartare, dacă vreți, a cosmosului prin această înviere a Mântuitorului Iisus Hristos. Există și o paralelă cu Paștele iudaic. Pesach ar însemna trecere. Era trecerea de la statutul de sclavi din Egipt, trecere marcată de sacrificiul mielului pascal, de acea manipulare specială a sângelui, trebuia cu sânge să... Ușorii, o să discutăm, ușorii ușii să fie unși, dar partea a doua era și consumul cărnii mielului. Și putem să facem o paralelă între învierea Mântuitorului și Paștele evreiesc, pentru că și învierea Mântuitorului este o trecere. O trecere de la tirania păcatului, de la tirania morții, este trecerea către libertatea în duh, libertate pe care el ne-o oferă până în viere. De altfel, Pesah chiar asta înseamnă, a sări, a trece pe lângă. Da, avem această rădăcină într-adevăr cu sensul ăsta, mai sunt și alte păreri că ar fi un cuvânt la origine egipteană sau din acadiană, dar în ebraică este într-adevăr atestat cu sensul de a sări. Îl regăsim, de exemplu, în episodul profeților lui Baal, care țopăiau încercând să-l invoce pe zeul lor, și este chiar folosit termenul acesta, rădăcina P, S și H. Pesach e o trecere. Acum, la origine, dacă ar fi vorba de trecere, ar fi trecerea îngerului nimicitor, sărirea caselor fiilor lui Israel, pentru că îngerul nimicitor vede semnul izbăvirii, ungerea cu sângea ușorilor uși. Dar dincolo de această trecere, hai să zicem așa, fizică, este trecerea duhovnicească, trecerea spirituală. Trecerea de la statutul de sclav în Egipt la libertatea pe care ți-o dă intrarea în pământul făgăduinței. Absolut. Domnule rector Ieremia Rusu, găsim o împlinire a învierii Domnului Iisus în acest Paște al iudeilor? Categoric are o semnificație și spirituală și se împlinește în Domnul Iisus Hristos ceea ce era prefigurat în Vechiul Testament. În primul și în primul rând este vorba de acel miel care era sacrificat pentru ca familia să fie protejată de sângele nevinovat care era pus pe ușorii ușii. La primul Paște, cel din Egipt, evreii au fost protejați de îngerul morții. Ori, Domnul Iisus Hristos este anunțat de către Ioan Botezătorul ca fiind mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iar Domnul Iisus Hristos este omul desăvârșit, fără niciun păcat, este și Dumnezeu deplin, în care s-a întrupat din Fecioara Maria, dar Domnul Iisus Hristos, omul fără de păcat, este cel care a preluat păcatele tuturor oamenilor din toate timpurile și a murit pentru păcatele oamenilor, pentru ca oricine crede în el să poată să primească iertarea de păcate și în felul acesta să fie izbăviți de pericolul morții.
în ceea ce privește învierea Domnului Iisus Hristos, care a avut loc a treia zi, așa cum promisese. Această înviere este mântuirea pe care o așteaptă orice om care are nevoie de salvare, de mântuire, prin faptul că toți ne găsim sub spectrul acesta al morții. În perioada aceasta, când se vorbește foarte mult despre moarte, când sunt raportări zilnice ale victimelor coronavirus, poate că suntem mai conștienți de faptul că suntem efemeri, suntem trecători pe pământul acesta și suntem vulnerabili și atât de fragili din punct de vedere fizic. Și poate că mulți oameni se gândesc mai mult la întrebările existențiale cele mai importante, de unde venim, de ce trăiesc pe pământul acesta și unde voi pleca. Domnul Iisus Hristos este răspunsul la toate acestea, pentru că avem nevoie de un mântuitor, de un salvator și acesta este Domnul Iisus Hristos și nu există niciun alt salvator pentru întreaga umanitate decât Domnul Iisus Hristos, care a preluat păcatele oamenilor, a murit și a plătit pentru ele, pentru ca să ofere viața sa celor ce se încred în El. El a înviat, este viu în vecii vecilor și nu ne oferă numai atunci când vom pleca de pe pământul acesta, ne oferă o intrare în prezența lui Dumnezeu. Nu, mult mai mult. El este viu, este prezent în viețile noastre și El ne oferă o viață de o factură cu totul nouă, potrivită pentru noua creație, ne oferă de aici, de pe pământ, viața împreună cu El. Deci iată că învierea Domnului cu Paștele sunt lucruri care învierea Domnului împlinește Paștele. De altfel, Apostolul Pavel ne și spune în 1 Corinteni, capitolul 5, că Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit și îl descrie ca fiind mielul lui Dumnezeu. Domnule profesor Ieremia Rusu, totuși suntem într-un secol al vitezei, al informației, al tehnologiei. Mai au oamenii nevoie de această înviere a Domnului Iisus? Ce semnificație mai are pentru omul contemporan această sărbătoare, cea mai importantă sărbătoare? Omenirea a făcut un progres enorm în ceea ce privește tehnologia, în ceea ce privește gradul de civilizație, în ceea ce privește epoca aceasta a comunicațiilor, a informației. Este ceva fără precedent astăzi în lume. Și omul secolului 21, al mileniului 3, are aceeași nevoie disperată de Domnul Iisus Hristos, așa cum aveau și străbunii noștri de acum 2000, de acum 4000 de ani. De ce? Pentru că din punct de vedere spiritual, din punct de vedere moral, omul nu s-a schimbat cu nimic. Are aceleași frământări, aceleași probleme, are aceleași relații, aceleași nevoi fundamentale. Suntem ca străbunii noștri. Iar această pandemie, această criză medicală planetară arată că omul, și din punct de vedere fizic, este la fel ca acum 2000-4000 de ani și are nevoie și în domeniul acesta de nevoile lui sunt la fel și în domeniul acesta, așa cum erau străbunii noștri. Și nevoia fundamentală a omului este eliberarea spirituală de sub puterea păcatului. Prin păcatul omului trăim totuși într-o lume care este dominată de moarte și pare că toată omenirea este ca un cortegiu funebru încolonat și mai devreme, mai târziu, fiecare dintre noi pleacă de pe pământul acesta. Dar din această omenire se ridică unul care spune: Eu sunt învierea și viața. Și cel care a făcut această afirmație uimitoare și are adepți și astăzi, nu este un lunatic, este Mântuitorul lumii, este Domnul Iisus Hristos. Și El a făcut afirmația aceasta
înainte de a-l învia pe Lazar. Iar ulterior, el este cel care a și înviat și prin aceasta a demonstrat că el este învierea și viața. Domnul Iisus Hristos este răspunsul la problema fundamentală pe care o avem, cea existențială, de unde venim? Venim de la Dumnezeu. De ce suntem pe pământul acesta? Suntem ca să trăim împreună cu Dumnezeu, după Biblie, după cuvântul lui Dumnezeu, și noi am ajuns în starea aceasta, afectați de păcat, am ajuns din cauza răzvrătirii primilor oameni, Adam și Eva. Și apoi, generații după generații, oamenii au trăit în această stare de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Iar plata păcatului este moartea. Și spectrul acesta al morții, care există nu numai în suferință, nu numai în boală, nu numai în durere, nu numai în pericolele prin care trecem de-a lungul vieții, dar chiar și în bucurie, căsătorie până la moarte, prietenie până la moarte, vindecare până la moarte. Deci este un sfârșit de care suntem poate mult mai conștienți decât am fost în trecut. Tocmai prin faptul că se vorbește atât de mult, nu numai la nivelul României, dar este fără precedent ceea ce se întâmplă cu raportării la nivel internațional constant a problemelor generate de coronavirus. Dar cel care ne aduce nouă speranța eliberării, cel care ne aduce mântuirea de problema spirituală, dar și de problema aceasta a existenței noastre pentru veșnicie, este Domnul Iisus Hristos. El, prin învierea sa, a dovedit că este Fiul lui Dumnezeu, a dovedit, așa spune în Romanii 1, versetul 4, Evanghelia lui Dumnezeu, privește pe Fiul Său dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. El este Dumnezeu. El este singurul mântuitor al lumii și nu este dat oamenilor niciun alt nume. Aceasta este propovăduirea apostolică. Nu este dat oamenilor niciun alt nume în care să fie mântuiți. Și nu este o aroganță din partea noastră a creștinilor să afirmăm lucrul acesta, pentru că Domnul Iisus Hristos însuși a afirmat în Ioan 14:6. El a spus: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. El a afirmat: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De singurul mântuitor, singura speranță a omenirii este Domnul Iisus Hristos, iar învierea este crucială, pentru că prin aceasta arată cine este Domnul Iisus Hristos, certifică lucrarea pe care El a făcut-o și ne asigură veșnicia fericită împreună cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Chiar dacă omul modern a ajuns la un nivel de cunoaștere destul de mare, chiar dacă omul modern a ajuns să trăiască mai mult decât în vechime, iată că în continuare are nevoie de această mântuire, de această salvare, pentru că nu suntem doar țărână, ci în noi există un suflet, un duh, pe care Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât a trimis pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă parte de această viață veșnică. Domnule profesor Alexandru Mihailă, de ce sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai importantă sărbătoare a creștinătății? Cu ce se deosebește ea față de alte sărbători? Este sărbătoarea în care învierea Mântuitorului Iisus Hristos fundamentează și regenerează viața omului. Practic, cum spune Sfântul Pavel, dacă Hristos nu a înviat, propovăduirea noastră este zadarnică. Și m-aș lega de un aspect care apare în cartea Apocalipsei. Sigur, se vorbește de Hristos ca fiind mielul cel înjunghiat. Apare începând cu 5, versetul 6.
e văzut un miel ca înjunghiat, care avea 7 coarne și 7 ochi. Sigur, sunt numere simbolice. Dar apare această idee în Apocalipsă că junghierea este de la facerea lumii, de la începutul lumii. Ce înseamnă acest lucru? Sigur, în traducerea sinodalei, cred că este 13:8 textul. Mi l-am căutat așa puțin, dar mi se pare că acolo apare junghierea de la facerea lumii, cum ar trebui să fie interpretată din original. Ar însemna că era în planul lui Dumnezeu ca junghierea Mântuitorului să fie soluția la orice cădere din partea omului. Sigur că Dumnezeu, fiind atot știutor, a prevăzut, a știut că omul o să cadă. Dacă de la facerea lumii Hristos este ca un miel înjunghiat, înseamnă că învierea și crucificarea au fost în planul lui Dumnezeu de la început. Și omul a avut șansa în decursul istoriei să vadă preînchipuiri, să fie acomodat cu ideea aceasta că Dumnezeu își dă viața pentru el. Și o formă foarte sugestivă de pregătire sunt jertfele Vechiului Testament. Făceai un păcat, te simțeai vinovat, plata păcatului este moartea, însă Dumnezeu îți întindea mâna. Până ritualul jertfelor, vedeai că poți să dai ceva din ce al tău și să ai un substitut. În loc să mori tu, cel vrednic să mori, aveai posibilitatea să fie jertfit un animal. Și vreme de mii de ani, omenirea s-a pregătit mental, cel puțin, până acest mecanism al jertfei, să înțeleagă că păcatul poate fi ispășit, poate fi curățit, dar că plata lui e una foarte serioasă. Înseamnă sânge, înseamnă moarte, înseamnă suferință înainte de toate. Ideal ar fi ca tu să-ți asumi această suferință, dar ești un om limitat și suferința maximă o poate da Dumnezeu. Și atunci, prin pregătirea aceasta a jertfelor, care ocupă o bună parte din Vechiul Testament, și ca o mică paranteză, e interesant că evrei, de exemplu, în secolul I, după Hristos, în erei creștine, copiii evrei învățau să citească începând cu cartea Leviticului. Și există și o explicație de ce, pentru că ei sunt curați și jertfele sunt curate. Ele sunt menite să curățească sufletul de păcat. Deci, din start, educația ebraică începea cu recursul acesta la jertfe. Înțelegeau ce înseamnă jertfa. Și se pregăteau mental pentru jertfe. Sigur că noi vorbim acum de o jertfă supremă, jertfa Mântuitorului. Ce are el în plus față de jertfele țapilor sau de jertfele berbecilor? Știm din Epistola către Evrei că el a pătruns cu sângele lui în Sfânta Sfintelor din cer, în sanctuarul ceresc. Deci el este adevăratul arhiereu și de fapt jertfa lui de pe cruce este împlinirea tuturor așteptărilor din partea acestor jertfe vechi testamentare. Și totuși, de ce este cea mai importantă sărbătoarea creștinătății? Și în Vechiul Testament, Paștele era sărbătoarea identitară, cea mai importantă. Da. Aș recurge, dacă îmi permiteți, sigur, dacă este timp, aș recurge la compararea a două texte din Vechiul Testament, Deuteronom 16 și Ieșire 12, pe care îi îndemn pe cei care ne urmăresc, dacă au scripturi, să le citească. Și acolo veți vedea cum este pregătit Paștele în contextul ebraic. În Deuteronom 16, sărbătoarea pascală este pusă în perioada statului, monarhiei. Sunt admise chiar și vite mari, spunem vite mari și vite mici. Spune mai departe că jertfa pascală poate să fie să frigi și să mănânci, să fierbi, să frigi și să mănânci. Deci puteau să fie și fierte, ceea ce mai târziu o să fie interzis, pentru că ne imaginăm un vițel sau un animal mai mare care poate trebuie să fie tranșat și pregătit. Însă ritualul pascal va deveni ușor, ușor un ritual mult mai plin de semnificație, așa cum îl întâlnim în Ieșire 12. Ieșire 12 este ritualul ieșirii din Egipt. Da.
Și acolo știm că animalul nu poate să fie decât un miel sau un ied de parte bărbătească de un an, care nu trebuie să fie tranșat sub nicio formă. Asta înseamnă că până atunci existau ritualuri pascale care poate, unii chiar vorbesc de o origine pre-israelită a Paștelui, ca un ritual de primăvară, de aducerea jertfelor din miei proaspăt fătați. Dar aici el capătă o semnificație teologică și o regăsim în jertfa Mântuitorului. Dacă ne uităm în Ioan 19, vom vedea că tocmai acest mic detaliu, care scapă poate dacă citești ieșire 12, faptul că nu trebuie să îi se frângă niciun os, va fi împlinit, va fi ca o profeție împlinită în momentul în care Mântuitorului răstignit nu îi se zdrobește niciun os. El este cu adevărat, așa cum a spus după 1 Corinteni 5, el este Paștele. Paștele nostru Hristos care se jerfește pentru noi. Aș mai spune în încheiere ceva. În Deuteronom 16, străinul nu putea să participe la acest ritual pascal. I se permitea, de exemplu, să participe la sărbătoarea cinzecimii, la sărbătoarea corturilor, dar nu la Paști. Paștele era într-un fel o sărbătoare identitară a comunității și doar cei care erau membri de plin ai comunității, fiii lui Israel, puteau să participe la această masă pascală. În ritualul din Ieșire 12, însă, poarta se deschide. Se spune special ca străinul, dacă este circumcis, dacă face actul de adeziune la comunitate, să poată celebra și el masa pascală. Și atunci aș vedea, într-un fel, în acest ritual pascal, o preînchipuire a ceea ce Mântuitorul va trăi în ultimele clipe ale vieții sale pământești, masa pascală în cadrul care a instituit Euharistia, jertfa de pe cruce, da. După Ioan, de exemplu, chiar momentul în care la templu erau sacrificați miei pascali, Mântuitorul moare pe cruce. Este ceea ce a spus, că el undeva la ora 3 după amiaza își dă Duhul în mâinile Tatălui. Și e o corespondență foarte importantă. Deci în timp ce miei pascali erau sacrificați, el își dă viața pe cruce. Și mai un ultim amănunt și închei. Miei pascali erau răstigniți. Este un amănunt pe care îl știm din iudaismul contemporan. Îi îndemn pe cei care vor să afle mai multe amănunte să citească o carte superbă a lui Brand Pitre, Misterul cinei cele de pe urmă, apărută la editura Humanitas. Erau răstigniți, nu de vii, ci după ce erau sacrificați, ca să fie procesați, miei erau la templu. Avem clar specificat în textele ebraice să li se introducă o vergea de lemn vertical și una orizontal. Practic erau puși în forma cruci. Și vedem iarăși o paralelă cu faptul că Mântuitorul este crucificat pe lemn. Adică el este adevăratul miel pascal care ridică păcatele lumii, care îl alungă pe nimicitor sau îi salvează pe oameni de sub loviturile nimicitorului și Paștele creștin este cel care dă viața în adevăratul sens al cuvântului, pentru că Mântuitorul Hristos este viața lumii. Deci iată de ce este cea mai importantă sărbătoare, comemorare a creștinătății. Apostolul Pavel ne spune că plata păcatului este moartea, dar darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deși noi, înaintea suveranității și judecății lui Dumnezeu, am fost vinovați de drept, Dumnezeu alege să-și trimită propriul Fiu în lume pentru a plăti acest preț de răscumpărare al nostru. De altfel, chiar în Proto-Evanghelie ni se spune că din Geneza, cartea Geneza, că Domnul Iisus va zdrobi capul șarpelui. Domnule rector Ieremia Rusu, deși suntem într-o săptămână în amintirea a ceea ce Domnul Iisus a parcurs și iată a trecut printr-un moment cumplit în grădina Ghețimani, unde atât de mult a suferit încât au curs stropi din trupul său cu sânge. Mai mult de atât, a fost umilit,
a fost batjocorit, regele regilor, împăratul împăraților. El nu ne-a vorbit despre suferință, nu ne-a vorbit despre umilință, nu ne-a vorbit despre moarte, ci el a trecut prin toate aceste procese. De ce totuși oamenii în ziua de astăzi, cu precădere în această zi specială de duminică, a amintirii învierii Domnului Iisus, aleg să petreacă cu totul altceva în afară de învierea Domnului? Este o problemă de credință aici. Dacă oamenii ar crede că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul lumii și pentru a mântui lumea, El a trebuit, Dumnezeu, Fiul, să se întrupeze, să devină om, să trăiască viață fără de păcat, să moară pe cruce, plătind pentru păcatele tuturor oamenilor, și a treia zi să învieze. Dacă ar crede lucrul acesta, atunci și sărbătoarea ar avea această semnificație profundă a celebrării Domnului Iisus Hristos. Dar dacă pentru ei lucrul acesta nu este atât de important, este doar o chestiune de cultură a poporului general, atunci aceștia nu vor da importanța care trebuie. Aș vrea să citesc câteva versete din 1 Corinteni 15, versetele 1 la 4, care arată care este esența Evangheliei. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și că s-a arătat și începe să enumere cea mai mare parte din arătările Domnului Iisus Hristos înviat apostolilor, ucenicilor. Iată, esența Evangheliei este prezentată aici de Apostolul Pavel doar în câteva versete și este Evanghelia pe care a propovăduit-o, pe care au primit-o, au devenit din păgâni, au devenit creștini, și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel degeaba ați crezut. Și aceasta este esența Evangheliei. Evanghelie înseamnă veste bună. Și începe, v-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele voastre după Scripturi, că a fost îngropat. Aceasta nu pare o veste bună. Pentru că dacă El a murit, a fost îngropat, aceasta nu poate să fie o veste bună. Este adevărat că adaug acolo, pentru păcatele noastre. Dar vestea bună apare tocmai în înviere. Și spune, și a înviat a treia zi după Scripturi. Învierea arată, este această veste bună. Avem un mântuitor, avem o mântuire desăvârșită care este oferită oamenilor. Și ce avem de făcut? Avem tocmai acest lucru, să primim această veste bună, Evanghelia, să o credem și să o ținem așa, cum este scrisă pe paginile Sfintei Scripturi. Iar atunci sărbătoarea are semnificație foarte concretă și personală. Sărbătoarea izvorăște din identitatea unui popor și este important ca să avem sărbătorile care sunt legate de mântuirea pe care Dumnezeu o oferă și cu atât mai mult cum este sărbătoarea aceasta a învierii Domnului Iisus Hristos. Este o sărbătoare, arată și ceea ce crede omul. Pentru că dacă tu crezi că Domnul Iisus Hristos a înviat și salutul Hristos a înviat răsună, lucrul acesta se transmite și mai departe la generațiile care urmează. De exemplu, la biserică, dacă
cum este, să spunem, la creștin pe Evanghelie, dar și la alte, și la alte biserici, normal, creștin. Faptul că se vestește învierea Domnului Iisus Hristos prin cântare, prin rugăciune, prin predică, prin programe la care participă copii, participă cor, participă orchestră. Prin toate lucrurile acestea se transmite acest adevăr fundamental și se clădește în mintea oamenilor, se întărește credința și este și un prilej de a ajuta pe alți oameni ca să se apropie de Domnul Iisus Hristos, care să nu fie doar o istorisire, poate adevărată, de pe paginile Bibliei, dar să fie o prezență vie, reală, mântuitoare în viața lor. Și atunci când trăiești cu Domnul Iisus Hristos și îl inviți pe Domnul Iisus Hristos în viața ta, în inima ta, atunci lucrul acesta îl ajută pe om ca să trăiască o viață de o altă factură. Schimbă caracterul lui, schimbă comportamentul lui, schimbă conversațiile lui, schimbă motivațiile pe care le are și, finalmente, schimbă destinul lui, pentru că îl duce în prezența lui, îl duce veșnic. Și mi-aduc aminte de o istorisire. Un musulman bătrân întreabă pe un copil pe care îl știa că este creștin și îl întreabă: cum ziceți voi, creștinii, că Iisus vine și se naște în inima oamenilor și trăiește inima fiecărui om? Cum să se împartă așa să fie în inima fiecăruia care e creștin? Copilul a stat puțin pe gânduri și a zis: câte ferestre sunt în oraș? Iar musulmanul a zis: ce întrebare e asta? De unde să știu eu? Sunt mii de ferestre. Dar câți sori există? Păi, și asta tot așa o întrebare stupidă. E clar că este un singur soare. La care copilul îi spune: așa cum un singur soare poate să pătrundă prin mii de ferestre, de plin în toate ferestrele, așa și Iisus Hristos, Dumnezeu, Fiul, Cel Nemărginit, poate să pătrundă în inima fiecărui om. Și un teolog al creștinilor pe Evanghelie, Nicolae Tonoiu, spune că un Dumnezeu nemărginit se dăruiește fiecărui credincios în parte, ca și cum ar fi unic în univers, ca și cum n-ar mai fi altcineva. Și într-adevăr, când Domnul Iisus, când începe omul să aibă o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, când el este viu în viața lui, când se supune autorității Domnului Iisus Hristos, a cuvântului său, atunci viața lui are o altă semnificație, o altă valoare și omul este eliberat de frica morții, pentru că Domnul Iisus Hristos a murit și a înviat și ne-a oferit. Este capătă un nou sens în viața lui și știe că el este destinat ca să trăiască veșnic cu Dumnezeu cerului și al pământului. Și lucrurile acestea îi încurajează pe oameni să trăiască necontenit cu Domnul Iisus Hristos, cel înviat, cel care este viu, real, oriunde se găsește fiecare om în parte. E adevărat? Apostolul Pavel spune tot în 1 Corinteni, capitolul 15, puțin mai jos de unde ați citit dumneavoastră: dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Deci, sărbătoarea învierii Domnului nu este o sărbătoare a mâncării și a băuturii, ci este o sărbătoare a comemorării Fiului lui Dumnezeu, Cel care a murit pentru păcatele lumii. Din păcate, are două aspecte. Este comemorarea morții și este celebrarea învierii și a vieții cu Hristos. Și atunci când
este viața cu Hristos, asta, aceasta este Evanghelia, vestea bună. Și propovăduirea apostolică a avut ca și centru învierea Domnului Iisus Hristos. Moartea, îngroparea sa sunt fundamentul pentru iertarea de păcate, dar învierea sa este cea care ne oferă viața nouă. Absolut. Domnule Alexandru Mihail, în preajma acestei sărbători pascale, ce ați îndemna enoriașii? Care ar trebui să fie atitudinea dânșilor față de săptămâna aceasta pe care o parcurgem acum, a patimilor, dar cu precădere în ziua de joi, vineri, sâmbătă, duminică? Pentru noi ca ortodoxi, perioada de până duminică este o perioadă de post. Vineri, de exemplu, noi avem post negru, sigur îl ține cine poate. Post negru înseamnă să nu mănânci, să nu bei nimic. O facem în ziua în care Mântuitorul și-a dat viața pentru noi pe cruce. Acum, ce să facem duminica? Cum să ne veselim? Și avem un exemplu, cred eu, destul de sugestiv, în 2 Paralipomena 30, când regele Ezechia celebrează Paștele împărțind poporului vite, deci carne, și îndemnând la veselie. Și vreau să vă citesc puțin. Citesc de la 24. Pentru că Ezechia, regele lui Iuda, dăduse celor ce se adunaseră 1000 de viței și 10.000 de vite mărunte. Căpetenile dăduseră de asemenea celor ce se adunaseră 1000 de viței și 10.000 de vite mărunte, și mulți preoți se sfințiseră. Și s-a veselit toată obștea lui Iuda, și preoții și leviții, toată adunarea și străinii care veniseră din țara lui Israel, și a fost veselie mare în Ierusalim, pentru că din zilele lui Solomon, mă rog, nu se mai făcuse nicio veselie ca aceasta în Ierusalim. Deci veselia există. Și nu trebuie să fim absurzi să îndemnăm la o celebrare tristă, nu în sensul ăsta. Dar dacă citim capitolul acesta, vedem și ce înseamnă această veselie. Este o veselie în Dumnezeu, este o veselie sfântă. Toți cei care participă, se specifică, erau curățiți. Deci este o veselie, dacă vreți, a curăției, da, și a curăției de moarte. Noi creștinii vedem curăția asta nu numai la nivel trupesc, așa cum era în Vechiul Testament, o spălare ritualică. Apropo, chiar Paștele în vremea lui Ezechia, tocmai din motivul acesta lipsei de curății de până atunci, a fost amânat, și se permite asta după Numeri capitolul 9, a fost amânat cu o lună. În luna aceea însă toată lumea s-a curățit și veselia a fost o veselie curată, o veselie sfântă. Deci avem un model chiar biblic pentru modul în care să ne bucurăm de Paște. Nimeni nu spune să nu te veselești, nimeni nu spune să nu ai o masă diferită de ce ai mâncat până acum, să fie o masă îmbelșugată, dar să fie o bucurie sfântă, să fie o bucurie curată. Și în centru să fie Mântuitorul. Evident, pentru că El este de fapt Paștele din care noi ne împărtășim. Noi de fapt ne împărtășim din Hristos, care este Paștele nostru. În Isaia 53, accentul cade tocmai pe acest miel care se jerfește pentru noi. Ca un miel s-a adus la junghiere și prin la versetul 10, prin faptul că el își pune viața ca jerfă pentru păcat, noi prin asta dobândim, ne facem și noi părtași la învierea lui. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi, domnule profesor Ieremia Rusu, un gând pe care l-ați adresat telespectatorilor cu privire și la această săptămână, dar și la ziua de duminică, învierea Domnului. Mă gândesc la faptul că alte religii au oamenii buni ca să-i facă și mai buni. Spunea un predicator, Edwin Luther. Numai Hristos ia oameni morți ca să-i facă vii. Și această relație restabilită cu Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, este făcută doar de către Domnul Iisus Hristos cel înviat. Fiecare dintre noi avem posibilitatea ca să ne apropiem de Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos, să-L invităm pe Domnul Iisus Hristos cel înviat ca să fie mântuitor
dar și stăpân în viața noastră și să trăim împreună cu El. De aici, de pe pământ, pentru ca să o fim, ca să fim odată cu El și în veșnicie, atunci când vom pleca de pe pământul acesta. Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, dorește să fie împreună cu noi și din dragoste pentru noi a venit, s-a dat ca jertfă pentru păcatele noastre, dar a înviat și este viu în vecilor ca să dăruiască viață tuturor celor care se încred în El. De altfel, Domnul Iisus însuși a spus: Eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă a murit, va trăi. Domnule Alexandru Mihăilă, pentru finalul acestei ediții am dorit să transmiteți un gând telespectatorilor noștri, tot cu privire la această săptămână a patimilor și a comemoririi morții și învierii Domnului Iisus. Da. Eu m-aș gândi cât de mult semănăm cu ucenicii Mântuitorului, cu femeile mironosițe, de exemplu, care nici ei nu au fost martori propriu-ziși ai învierii. Adică nimeni nu a asistat la ridicarea din morți a Mântuitorului. Și noi la fel, nici noi nu am asistat la acest lucru, dar cu toții suntem martori la efectele de după înviere. Ei l-au întâlnit pe Mântuitorul Iisus Hristos înviat. Și întâlnirea aceasta cu Hristos înviat le-a marcat viața, i-a determinat ca din niște oameni fricoși să ajungă să-L propovăduiască deschis, cu curaj și să-și dea viața pentru acest cuvânt al Evangheliei. Și aici aș spune că nu e nicio diferență între noi și ei. Poate că și noi ne-am fi dorit să-L vedem cu ochii noștri, să-L ascultăm, dar la momentul acesta al învierii nici noi nu am fost martori, cum nici ei nu au fost. Dar putem să fim martori ai întâlnirii cu Hristos înviat. Și mă gândesc să semănăm din punctul ăsta de vedere cu femeile mironosițe, cu apostolii care au văzut mormântul gol, au dat seama că ceva s-a întâmplat și apoi s-au întâlnit la nivelul acesta spiritual, duhovnicesc, cu Hristos. Și au fost convinși că învierea s-a petrecut și că Hristos este înviat și El este dătătorul vieții. De altfel, imediat după înviere, Domnul Iisus s-a arătat femeilor, apoi s-a arătat și ucenicilor și mai vrea să spunem telespectatorilor faptul că Dumnezeu a realizat această posibilitate de mântuire a omului, însă poate unii dintre telespectatorii noștri se întreabă cum am putea accesa această mântuire. Ni se spune de către Apostolul Pavel că această mântuire este dată prin har, prin credință și ea nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu, dar totuși, tot Apostolul Pavel în Romani, capitolul 10, ne spune că dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, iată, tot despre înviere este vorba, vei fi mântuit. Deci, stimați telespectatori, fiecare dintre noi suntem obligați înaintea, în primul rând, a noastră, nouă înșine și apoi înaintea lui Dumnezeu, pentru că suntem responsabili de viața noastră în a răspunde dragostei lui Dumnezeu. Și răspunsul acesta nu vine decât printr-o mărturisire, printr-o credință din inimă a morții și învierii pentru orice om, ne spune Sfânta Scriptură. De aceea vă invităm ca în această săptămână în care ne reamintim încă o dată de patimile Mântuitorului, de moartea sa și iată de învierea sa, care este epicentrul universului, care este esența, chintesența creștinilor, urmașilor lui Hristos, noi trebuie să privim țintă la Iisus, la căpetenia desăvârșirii noastre și trebuie să acceptăm această mântuire prin credință. Din păcate, timpul alocat acestei ediții a emisiunii Actualitatea, Biserica în Actualitate, s-a scurs. Domnule rector Ieremia Rusu, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Domnule Alexandru Mihăilă, de asemenea, vă mulțumim pentru că ați acceptat această invitație și, de asemenea, vă mulțumim pentru gândurile și informațiile prețioase pe care le-ați transmis în această seară telespectatorilor. Mulțumim și Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Adevărat a înviat. Stimați telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată acestei emisiuni și vă dorim ca de sărbătoarea învierii Domnului harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos, Cel care este viu în veci de veci. Vă dorim multă sănătate și toate cele bune!